un caz de forță majoră, cum eram prin zonă, pe la Rucu, noi, forțele țigănești de ordine, putem să colaborăm cu spărgătorii ca să facem dezordine mai mare și să se extindă și în Ploiești. Astfel încât piața țigănească se poate procrea și viața românească să fie terorizată. Polițiștii la lucrare au un sar penal pentru că nu îl lasă în pace pe Lucian Corlătescu Real, pe Corlătescu Marcel Real. Polițiștii la județeană la fel, care au făcut la fel. Polițiștii erau la fel. Sunt cercetați în stare de libertate până la sfârșit.